Tradițiile de iarnă sunt respectate an de an în nordul țării. Gospodarii deschid larg porțile pentru colindători. În satul larg a raionul Briceni, copiii îmbrăcați în straie naționale își iau de sagii și pornesc pe la casele oamenilor pentru a vesti nașterea Domnului. Bună seara, gospodari! Bună seara! Noi îmblăm, scolindăm pe Iisus să-L lăudăm, dar nu îmblăm din casă în casă, dar la gospodari de viță aleasă. Și am venit să vă întrebăm, ne primiți să vă colindăm? Numai decât că vă primim! Bună seara, gospodari! Să trăiți, să înfloriți și colinda ne-o primi. Am venit să colindăm, să trăim, să florim și cu drag să ne primim. Vă mulțumim frumos pentru colindă și vă poftesc la un pahar de gin, de serviți din ceea ce vă primim. Compoturi, o turtiță. Și vă mulțumim pentru colindă și cine e calfa? În fiecare an, familia Dranga își deschide larg porțile pentru colindători. Gospodarii spun că așteaptă copiii cu daruri. Suntem foarte bucuroși de oaspeți de astăzi, de colindători. Îi așteptăm nu numai anul acesta, dar în fiecare an. Ne bucurăm, ne ridică dispoziția, că noi suntem mai bătrânei, pe la multe concerte. Noi nu ducem, dar colindătorii îi așteptăm totdeauna. Copiii, la rândul lor, spun că se pregătesc din timp pentru această zi. Îmi place foarte tare tradițiile strămoșilor noștri. Este ceva frumos din străbunși care s-a ținut până acum. Mergem cu colinda să vestim nașterea lui Iisus Hristos și ca să mergem cu așa o tradiție frumoasă în toate ca să și se vestim această sărbătoare frumoasă. O să educăm copiii să ne ducă tradițiile mai departe, începând de la portul tradițional, de la colinzi, de la urături, de la o sorcovă care este. Să bucurăm oamenii simpli care au clipi fericite în momente când sunt cele mai frumoase sărbători atunci când le facem noi. An de an, cu colectivul, cântăm colinde tot timpul noi și ne străduim ca să menținem tradițiile și le păstrăm de moș strămoș, să le ducem mai departe. De Crăciun până seara târziu, cetele de colindători duc din casă în casă vestea nașterii lui Iisus Hristos.